G2A, jocuri ieftine. Bleh! Oh! În sfârșit, Iisuse Hristoase, frate! Ai 2,5% șansă de a face rost de un craniu de schelete și știi ce? Te-ai gândit că, mamă, păi pin cu looting, adică nu e atât de... Am nevoie de mâncare și nu am decât puiul ăsta, așa că să sperăm că n-o să mor. Ba, da, ia uite, deja m-am îmbolnăvit. Și fiecare punct de looting de pe sabie îți mai dă 1% șansă. Deci eu băteam cu 4,5% șansă. Și de ce se aud atât de multe creature? Oh, Jesus! Fuck! Ok, hai să... Oh, hai să nu! Oh, fuck! Firar să fie, vreau să merg înapoi acasă! Înapoi acasă! Bă, n-avem un fel de... Nu e aici, mă, în altă parte era firar. Stai așa. Mă întreb dacă am un fel de... acolo e lavă. Da, mi-aduc aminte că era lavă pe acolo, de asta m-am oprit. Un fel de scară pe care să pot să cobor, adică dacă fac așa sunt sigur că n-o să mor, știi? Pentru că dacă vine lava, n-are unde să se ducă, că... Na, sap în jos, știi? Bun, ne întoarcem înapoi acasă, pentru că... Doamne, bă, relaxați-vă! G2A în descriere și nu uitați să lăsați un like acestui video. Vă rog, lăsați like și promit că dacă lăsați like-ul, o să spun salutare pincări și pincărițe data viitoare, ok? Vă șantajez emoțional și nu-mi pasă. Oh my god, sunt o persoană. Glumesc, glumesc, desigur, ăsta este umorul meu. Bun. Păi, am ajuns până aici. Oh, Jesus, fucking Christ, stai așa o secundică. Ce? Dacă îmi pică lavă de acolo. Ok. La un moment dat aici voi... Yes! Ah, fuck. Ah, fuck. Hai să coborâm în jos, gen așa. Ce ziceți de ideea mea? Nu e așa că e o idee foarte frumoasă? Ah, fuck! Dude, sunt în cea mai stupidă poziție existentă vreodată. Stai așa să facem o treabă. Hai să stăm, uite, acolo. Să vedem da... Oh, no. Wait! Wait, văd ceva, văd ceva, văd ceva acolo. Stai că aici văd că eu am... O, scările mele! Oh, yes! Au! Mă, dar ce Dumnezeu e acolo și de ce... De ce se aud 100.000 de blaze-uri și de ce tot scuipă? Care este logica din spatele scuipatului vostru? Nu e ca și cum se întâmplă, dacă, nu e ca și cum e cineva acolo așa în care să scuipați cu 10.000 de... da. Păi astăzi, în teorie, ar trebui să batem... Oh, fuck! Experiența mea! Voiam să fac un nou enchant. Ah, enchantul meu minunat pe sabie cu care puteam să batem Wither-ul fără să-i dăm knockback, pentru că nu știu dacă putem sau nu să-i dăm knockback, dar n-aș vrea să mă risc. Oh, well, măi să fie ce întâmplare, nu e așa? Cine s-ar fi gândit că... E bine, ce e drept... Uite așa. Ce e drept, au mai fost pe acolo niște de-alea și m-am gândit că da, dar poate că nu m-am gândit atunci. Și am o grămadă de netherrack. Mi-ar trebui, nu știu exact, nu coal-ul ăsta, în niciun caz. Trebuie să scăpăm de toate prostii. Săbile astea o să le lăsăm în chest, dar să știți că nu sunt fericit de faptul că le las în chest. Bă, adică putem să batem și cu o sabie de fier, nu e cine știe ce, nu? Adică avem sharpness pe ea. Da. Cât damage are asta? Are 8 attack damage, asta are 9,5. Ah, da, dar avem sharpness. Măi, 9,5 cu tot cu sharpness?
Și 8 cu tot cu sharpness? A, nu e mare diferență, putem să batem așa. Bun, ce ne mai trebuie? Ne-ar mai trebui niște torțe, zic eu, niște torțe. Oasele astea sunt complet inutile. Soul Sand-ul ne trebuie. Da, torțe aici, dar ne mai băi, ne trebuie mai multe, mă, ce e asta? Aur. Au, sunt foarte curios de o chestie, stai așa. Câtă experiență facem din astea? Nu foarte multă. Nu suficientă. Bun. Da, bun, mergem să batem Wither-ul, da, bun, mergem să batem Wither-ul. Stai așa, nu opți, fii rar. Achievement-uri. Deci dacă batem Wither-ul facem asta, luăm Nether Star-ul facem asta și apoi trebuie să facem un beacon. Dude, cred că episodul ăsta și poate și următorul, da, cred că o să fie și un următorul, nu? Trebuie să fac beacon-ul, nu știu dacă ar fi cam aiurea ăsta să fie ultimul, că nu, n-am plecat cu mentalitatea asta și acum e... Fira, mai trebuie niște lemn. Ok. Dacă n-am plecat cu mentalitatea asta, atunci o să mi se pară aiurea dacă facem totul acum. Da. Deci luăm Nether Star-ul, facem beacon-ul ăla, cum se face, cu sticlă parcă, obsidian și Nether Star-ul ăla. Și nu cred că trebuie neapărat să facem ceva cu el. Și asta înseamnă că o să... Unde ești? N-ai voie să ieși, dude. Stop, dude, n-ai voie să ieși, rămâi acolo. Oh my god, ok. Știi ce mi-ar trebui, mă, mâncare, nu mai avem mâncare. Uite, niște pâine, perfect. Ce spuneam, că ne trebuie niște torțe, uite, așa. Să punem astea înapoi, căul înapoi, avem pâine, avem torțe, avem niște blocuri de construit, ne-ar mai trebui. Și cred că asta este tot ce ar trebui să luăm la noi. Hai să mai... știi ce? Stai așa. Hai să punem fierul ăsta la făcut, frate. Aș vrea o cască și niște pantofi. Adică nu sunt chiar atât de necesari, dar că oricum nu cred că ne luăm damage. Da, am stat, frate, m-am gândit, m-am uitat la video ăla. Am văzut cum se face, am văzut, cred că o să-mi iasă faza. Dacă nu o să-mi iasă, o să mă omoare Wither-ul și asta nu o să fie foarte bine. Ia să vedem, și pentru cască ne trebuie 5 bucăți. Bă, se aude și un schelet sau mi se pare mie? Ia să vedem ce putem să punem pe... Bă, dar în cine dai, mă? Eu asta nu înțeleg. Fire Protection. Fire Protection 2 sună bine, stai așa. Fire Protection 2. Oh, îmi trebuie 5... Oh, firar, îmi trebuie nivelul 15 pentru asta. Și eu nu am... Altceva ce mai avem? Stai, aveam... Am breaking. Ah, firara e un singur enchant. Voiam să fie, da, nu mai contează. Bun, hai să mergem să luăm și astea. Facem un coif, uite așa, o cască de asta, un helmet. Mergem și pe ăla să punem un enchant de level 1, pentru că nu prea mai are. Te rog, protection. Yes. Și e doar protection, firar să fie. Bun, lapisul ăsta putem să-l băgăm la loc, avem aici tot ce nu ne trebuie și ce ne trebuie. O să-l batem cu sabia asta, fără arc, deci cred că ar trebui să lăsăm astea două aici. Cred că o să, da, o să ne descurcăm, o să ne descurcăm. Ia să vedem, acelea mai sunt... da. Te rog să mă dea sus, să mă dea sus, să mă dea sus. Ah, firar m-a dat jos. Oh well. Ne mai trebuie niște soul sand. Și văd că au crescut alea, dar nu mă obosesc cu poțiuni, că nu-mi trebuie poțiuni. Îmi trebuie niște soul sand la mine ca să putem să spunem Wither-ul. Perfect, perfect. O să săpăm, uite, acilea ca să putem sări. Bun. Hai să mergem sus, mergem sus. O să sper că nu o să dau de tone de blaze-uri, dar cred că s-au despunat dacă am fost plecat. Pentru că ar fi foarte, foarte aiurea să dau de tone de blaze-uri, ok? N-am nevoie de tone de blaze-uri în momentul ăsta pentru... Oh my... Ăla-i un blaze. Este una mica problema.
Uiu. Unde? Nu văd. Oua. Bun, au tras, au tras. O, mamă, câte sunt, frate? Ok, au tras. Mamă, what? Dude, au dat... Au dat peste tot foc. Ok, problema se pune în felul următor. Cam tone de blazuri stupide... așa. De blazuri stupide aici și nu-mi dau seama unde... Dumnezeule mare, e locul în care mă urc, că sunt prea multe. A, uite, cred că aici e, mă. Oh, te urăsc atât de mult. De ce sunt atât de multe? Nu obișnuiau să fie atât de multe. Oh, what the fuck? E un zombie pigman? De ce se întâmplă? De ce sunt atât de multe creaturi? Ei, nu obișnuia să fie așa. Era un loc foarte pacifist. What the fuck e aici, dude? Oh my god, ce e acolo? Ok. Nice. Oh, Jesus. Ok. Ok, stai liniștit, stai liniștit. În teorie, pe aici ar trebui să fie locul în care... Pe aici, pe undeva. What the... What? Joc stupid cu monștri stupizi care se spunează fără niciun motiv și apoi scuipă cu flăcări peste tot fără niciun motiv. Unde este, frate, locul ăla pe care l-am găsit eu și am zis că știi ce? Cred că aici o să funcționeze. L-am marcat cu niște cobblestone, dacă mi-aduc aminte. Am săpat mult aici, de asta aveam tone de netherrack. Acolo e o torță, aici e un fel de tunel. Nu e, frate, nu e în zona asta, stai așa. Stai, trebuie să găsesc locul ăla, pentru că dacă nu-l găsesc, nu o să spuneți în altă parte Wither-ul. Deci, uite-l, mă, uite, perfect, bun. Vă că am lăsat de data trecută, mă rog, off-camera aici Soul Sand-ul. Deci acum, în teorie, ce ar trebui să fac? Ar trebui să pun niște blocuri, uite așa. Cred că ceva de genul ăsta. Ok, și acum, uite... Ceva de genul ăsta. Ok, îmi lipsește un bloc, dar nu contează. Și acum pac, pac. Și pac. Eee, boss. Hello. Ok. Acum putem să-i dăm damage. Yes. A, nu putem să-i dăm și critică? O, oh, ba da! Hello! E prima dată când te văd, nici măcar nu te văd și te omor. Asta e cea mai stupidă chestie de pe Minecraft. Yes! Nether Star-ul meu! Oh! Yes! Bun! Pentru asta am muncit foarte, foarte mult. Ia să vedem, am bătut Wither-ul. Wait, spawn the Wither și kill the Wither. Astea erau două. Create a full beacon. Cum adică full beacon? Nu trebuie să faci pur și simplu un beacon? Mă gândeam că va fi nevoie să spargă obsidianurile, dar n-a fost așa. Bun, uite, pentru asta am muncit atâta timp, frate. Trebuie să modifici spawner-ul pentru că este buguit și... Oh, Jesus fucking Christ, n-ar trebui să pic acolo, n-aș vrea să pic acolo. Unde e ieșirea de acelea? Nu e aici.
Acum stai și caută ieșirea și întoarce-te înapoi. Am săpat în zid până când am găsit un fel de tunel scară, știi? Dar eu nu înțeleg, că eu nu mi-am mai găsit locul în care voiam eu să mă duc. Uite, uite pe aici, stai așa. Și apoi aici. Și apoi aici, ăsta de acelea nu l-am mai găsit. Nu știu ce Dumnezeule mare am făcut. Bun, păi pentru data viitoare cred că vom face un acelea era o altă intrare și frate, am făcut varză Netherost. Netherost e distrus, e atât de e ca un Schweizer. Bun. Iar m-am rătăcit. Unde Dumnezeu era? Oh my god. Ok, bun. Păi, pentru data viitoare, după cum spuneam, o să facem un beacon după ce am bătut Wither-ul. Nu ne-a luat decât foarte mult timp să facem rost de capetele necesare. Pe bune că nu știu unde sunt. Unde trebuie să... Oh, pe aici, ok. Da. Nu știu exact ce e la full beacon. O să mă interesez. Eu sper să nu dureze foarte mult ca data viitoare să putem în sfârșit să spunem că am terminat această minunată hartă care este foarte lungă și apoi iar voi fi lipsi de idei și nu știu exact ce vom face pe Minecraft. Hai, mai dați-mi un cap de ăla de schelete, vă rog, am nevoie de mai multe capete de schelete pentru că... Wait, stai, nu cumva îți trebuie poate mai multe Nether Star-uri pentru un full beacon? Nu știu cum funcționează beacon-ul, frate, eu n-am făcut în viața mea un beacon, ok? Știu că poți să-l faci să-ți dea viață sau ceva. Hai mă, îmi dă și mie. Nu-mi dă nimic. Da, desigur că nu-mi dă. Au! Desigur că nu-mi dă. Și o să ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!